la Crudu a revenit în brațele celui care a fost mare slăbiciune. Cine este bărbatul pe care nu l-a putut uita și cum s-au apropiat din nou cei doi, vedem chiar acum. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată pe ale tale amintiri. Inima mea nu... Nici Daniela Crudu nu poate să se despartă de amintirile pe care le are împreună cu Suhaib, exoticul manechin pe care l-a avut drept pretendent în emisiunea în care ea era vedeta. Mai exact, fosta burlăciță pare că s-a apropiat atât de mult de bărbat, încât chiar dacă au trecut ceva ani, bruneta nu l-a putut da uitării. Din contră. Dacă crezi că e locul meu să fiu aici, nu că aștept în semnațile. Te las pe să eu decizi. Nu pot să trec peste și să-l reprimesc în emisiune după ce Radu l-a eliminat conform regulamentului. Timpul i-ar fi apropiat și mai tare, iar de curând între cei doi a avut loc marea reîntâlnire. Invitația a venit din partea lui Suhaib, iar Daniela, bineînțeles că n-a putut refuza, mai ales că după primele ediții ale emisiunii Burlăcița, favorit detașat în lupta pentru inima Cruduței, era chiar el, Suhaib Mesah, un tânăr cu origini arabe și cu un fizic spectaculos, care i-a atras imediat atenția fostei asistente TV. Calitatea mea principală ar fi, afară de aspectul fizic, caracterul. Mă consider o persoană care pot să mă mulez exact cum e persoana de lângă mine. Dar nu în sensul să te concurezi sau să te atac. În sensul să te completezi. Să te duc în zona ta de confort, încât să fii și în avantajul meu. Primul lucru care mă interesează la o femeie sunt dinții și unghiile, să fie colorate. Și al treilea lucru, cum vorbește. Iar acum, sub pretextul că va fi doar o ședință foto pentru colecția de haine pe care manechinul o deține, bruneta a avut parte de momente pline de tandrețe. O poză, două poze, trei poze și uite așa, întâlnirea a fost cât se poate de bine gândită de Suhaib. Pentru că, datorită pozelor, cei doi s-au apropiat din ce în ce mai tare. Ba chiar la un moment dat păreau a fi de nedezlipit. Pe toată perioada shootingului foto, Suhaib și Daniela Crudu s-au atins în feluri în care de obicei numai îndrăgostiții o fac. Dar poate cine știe, joaca asta de a fotografiatul să se transforme curând într-o relație cât se poate de serioasă.